În ciuda problemelor financiare, galben-verzii promit să le dea o replică bună covăsnenilor. Vom întâlni o echipă puternică, motivată, cu altă stare de spirit decât a noastră, dar căreia îi putem pune cu siguranță mari probleme, mai ales că avem tot lotul la dispoziție. Sepsi nu va avea un meci ușor la Suceava. Am făcut jocuri bune acasă în retur, jucăm fără niciun fel de presiune, iar cu sprijinul publicului sunt convins că nu vom pierde acest meci. Nu ne interesează absolut deloc cine promovează de pe locul 2. Noi atât ne-am propus, să nu pierdem pe teren propriu până la finalul sezonului, a declarat antrenorul Bogdan Tudoreanu. Acesta a precizat că nu va lua vreo măsură specială împotriva lui Otila Hodnoghi, golgheterul celor de la Sepsi Sfântul Gheorghe, cu 26 de goluri marcate în actuala ediție de campionat. Din actualul lot al covăsnenilor fac parte și doi jucători care au evoluat în trecut pe areni. Este vorba despre atacanții Ionuț Plămadă și Vlad Bujor. Conform directorului de competiție al Forestei, Nae Grosu, oaspeții vor fi încurajați la Suceava de aproximativ 60 de suporteri. În turul campionatului, Foresta a fost împinsă la Sfântul Gheorghe cu scorul de 1-6.